Am antrenat intens cel mai puternic mușchi din corp. Știți care este acesta, nu? Conține și papile gustative. Este limba considerat cel mai puternic mușchi din corp și mă gândeam că astăzi să-i facem o surpriză cu un gust ales și ceva bun pregătit de Alexandra Romașcanu. Bine ai revenit! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Am tras cu ochiul și am aflat ce ne face astăzi și m-a luat cap. Complet. Noi nu facem preparatul ăsta, cred că l-am mai făcut o singură dată în câți ani am eu un platou ăsta aici. Este vorba despre... Pavlova. Doamne ajută! Doamne ajută! A venit momentul să facem pavlova. Ce ne trebuie ca să facem o pavlova cinstită? Este o rețetă destul de simplă, dar în același timp complicată dacă nu-i respectăm pașii. Inițial avem nevoie doar de 200 de ml de albuș și 400 de grame de zahăr tos, nu zahăr pudră. Trebuie să punem într-un bol acest albuș împreună cu zahărul și, foarte important, inițial trebuie amestecat doar cu telul, nu într-un robot. Trebuie amestecat și incorporat zahărul în acest albuș, iar apoi am pregătit aici această cratiță care stă pe foc, cu apă fierbinte. Creăm un bain-marie pentru a topi integral zahărul. Dar de ce e important să amestecăm cu mâna, nu cu un aparat? Fiindcă trebuie să ne asigurăm că acest zahăr se topește integral. La robot există de multe ori posibilitatea ca la bază să rămână cristale de zahăr. Trebuie să-l amestecăm cum trebuie. Exact. Iar dacă nu este amestecat așa cum se necesită, în momentul în care vom mânca bezeaua, nici nu se va putea coace perfect și va avea și acele cristale, adică va crânțăni pietricelele cumva. Exact, ceea ce este total de nedorit. Amestecăm foarte, foarte bine, insistând la baza bolului. Și după aceea, toată această compoziție o vom pune în mixer, unde pentru 4-6 minute la o temperatură a camerei și o viteză foarte mare, vom lăsa să se amestece perfect. După aceea vom avea nevoie de aceste poșuri pentru a turna compoziția și a o pune la cuptorul preîncălzit. 2 ore aproximativ. 2 ore trebuie să stea, da. Undeva între 90 și 100 de grade, ne mai uităm la ea, ideal este ca bezeaua să rămână albă, să nu prindă acea tentă gălbuie, arămie, da? Pentru că schimbă și gustul și cumva este deja și overcooked. Și Alexandra Romașcanu ne face cel mai bun pe care putea să ne-l facă. Și anume pavlova. Pavlova. În ce stadiu suntem? Avem bezeaua la cuptor și acum ne ocupăm de cremă. Avem nevoie de 500 de grame de mascarpone și de 125 de grame de zahăr pudră de data aceasta. Dar evident, dacă avem o masă mai mare și mai mulți invitați, dublăm 1 kg de mascarpone cu 250 de grame de zahăr pudră și tot așa. Punem aceste două ingrediente în mixer și după aceea îi vom da drumul. Iar pentru cei care poate au ajuns mai târziu în fața ecranelor, putem să ne aducem aminte despre rețeta de bezea, și anume 200 de ml de albuș cu 400 de grame de zahăr tos. Inițial pe foc amestecăm să se integreze foarte bine zahărul. După aceea la acest robot sau la orice mixer amestecăm. Și apoi la cuptorul preîncălzit pentru o oră și jumătate, două, la 90 de grade. Și foarte important, am omis anterior, trebuie să adăugăm, înainte să punem bezeaua la mixer, o linguriță de zeamă de lămâie. Pentru aromă? Nu pentru arome, pentru a spuma foarte bine compoziția și a-i da o lejeritate. Am înțeles. Da. Pe mine mă bucură din suflet acest bol uriaș de fructe de pădure pe care l-am găsit. Sigur. Pe care l-am găsit aici și mai fur din când în când cu toți meuric. Perfect. După ce va fi gata crema, ulterior o să scoatem și bezeaua. Ideal ar fi să rămână la răcit pentru 24 de ore, dar noi o să încercăm astăzi să facem un artificiu. Rapid, așa, magia televiziunii. Bine, exact. Revenim la bucătărie să vedem cum iese pavlova cu Alexandra Romașcanu. Mister Pavlova Lova. Sunt Mr. Pavlova acum, pentru că am norocul să fiu aici alături de Alexandra Romașcanu. În bucătăria Vorbește Lumea se definitivează pavlova. Exact. În sfârșit suntem aproape gata. Am terminat de bătut crema, am scos bezeaua de la cuptor, am suflat puțin în ea să se răcească.
Și acum punem crema. Pe aceasta deja m-ai ajutat tu și am reușit să o ornăm. Mi se pare că ai pus-o am pus-o puțin greșit, am înțeles. Da? Bogdane, te rog eu frumos, din sufletul meu, lasă Pavlovai acolo și nimeni nu va fi rănit. Cum povesteam inițial, ea are această culoare foarte frumoasă, albă, da, imaculată, perfect, așa ca o zăpadă. Da? Și am încercat să facem mai multe modele în așa fel încât, în funcție de dorințele fiecărui om, ea să poată să fie mai mică, mai mare, rotundă. Dar aceste spune-ne foi despre crema pe care o pui tu prin poș. Cum o facem? Cu ce o facem? Deci crema este o cremă de mascarpone și pentru asta avem nevoie de 500 de grame de mascarpone și 150 de grame de zahăr tos pe care le amestecăm în robot. Dacă avem nevoie de mai multă cremă, cum am făcut noi astăzi, dublăm cantitățile. Uh-huh. Și acum urmează doar să punem fructe, exact, de pădure fructe aici. Fructe de pădure sau orice fructe, fiindcă sunt copii care au, nu știu, intoleranță la căpșuni sau la alte fructe de pădure. Personalizăm în funcție de ce ne place. Uh-huh. Urmează doar să mai clămpăne fălcile. Mulțumim frumos, Alexandra. Eu vă mulțumesc și abia aștept să gustați și să savurați. Să nu ai nicio grijă. O să gustăm. E o promisiune. Super. Îți promit. Mulțumesc. Mulțumim și noi.